I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Aș începe prin a vă prezenta ceea ce am luat pentru Ibiza, ce mi-am dorit de mult timp, adică un volan și o nucă care să fie la original. Adică aceste două. Volan a fost la 500 de lei, nuca la 100 de lei. Ei bine, nuca are nevoie de niște lucrări de întreținere, voi munci pe ea. Și volanul arată într-o stare destul de bună. Cel puțin este partea cu comenzi. Am văzut și volane care sunt fără comenzi. Acestea nu știu cum le voi face să lumineze, pentru că eu n-am așa, acea opțiune. Și ce nu-mi place este acest gri de fere. Sincer, e într-o stare bună, dar a schimba griul în altceva. Acum în roșu nu pot, pentru că atunci nu se evidențiază acesta. Și negru din nou se va pierde acesta la alt. Eu zic că e într-o stare bună. E de pe un Ibiza Leon, că e același model, care e un pic mai gros ca așa meu și va trebui să-l înlocuim pe a mea. O să vă arăt ce înseamnă un pic de lucru. Sper că asta pot să o fac și schimbarea acelea recondiționat a meu cu acesta. Am găsit o folie relativ ieftină, care n-ai după cum arată pe capotă și e alb. Cel puțin va scoate un pic în contrast. Să reușesc doar să fac toate marginile astea cu, prin încălzire să stea foarte bine lipită. E, ce ziceți până acum? Mai trebuie să decupez fereul. Cam așa. Aici ai singura porțiune unde am dat un pic greș. Sper că nu se va vedea așa de intens. Și cam asta e rezultatul. Nu știu dacă vă place, da, de aproape să văd mici imperfecțiuni, dar, hei, atâta pot și eu. Și după această recondiționare a volanului, cam asta e uzura lui, nu prea-mi place, sincer, cum arată și nici cum se simte, așa că de mult l-am așteptat să-l pun pe ăsta. Deci, cu greu am reușit să dau capacul jos, nu uitați mereu să vă luați bateria să o deconectați, cel puțin pentru a nu risca să se activeze airbag-ul, mufa de la airbag înlăturată frumos, cele două cleme de aici și de aici, care le-am piscălit cu șurubelnița, să elibereze de pe acești pini, să poată să iasă airbag-ul și acum va trebui să vedem aici desfacerea acestui șurub și restul, ca să potrivim pe celălalt. Ok, am făcut acest switch, l-am pus cât de drept am putut. La spira aici se pare că eu aveam 4 contacte pentru claxon, de fiecare acolo, 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 acolo. Și la ăsta se pare că e un pic altfel, nu știu dacă îmi trebuia și spira, dar claxonul e organizat așa și are mufa asta pentru el, deci cred că unul e suficient pe el. Iar acum am reușit cu greu să fac contactele de la volan pentru că sunt un pic mai ciudățele și atunci am pus unul acolo și unul acolo ca să meargă acest claxon. I-am tras o folie pe el, mai rămâne de făcut această siglă și asta de aranjat estetic în altă culoare, dar arată bine pe ansamblu, folia întinsă pe el. Și am încercat cu niște vopsea acril pe negru, am încercat, dar nu îmi place efectiv cum face. Când e proaspătă lichidă, pare mai faină, mai voluminoasă. Odată ce se uscă, lasă așa. E și sensibilă cât de cât, dacă bag unghia lasă urmă, ceea ce nu este bine. Așa că reintrăm la refăcut prin altă metodă și anume cu niște lacuri. Așa arată produsul final, acelea sunt lacurile, mai trebuie dat întăritorul și l-am făcut puțin și în relief. Eu zic că e ok față de ce a fost înainte. Și tot cu lac am vopsit și partea asta, astfel încât să fie aici complet, să aibă această formă. Eu zic că e ok. Ei bine, l-am adus,
Acum îl vor schimba. După cum vedeți, după atâția ani, acest roșu se murdărește și efectiv se decojește cumva. Nu mai arată bine. Eu cred că va arăta cu acesta mult, mult mai bine. Descos este destul de ușor. El are, de fapt, aici niște cleme care trebuie trase în sus pentru deblocare și de aici, la fel, doar se trage în sus. Acum, aceasta fiind o nucă nu specială, ci AliExpress sau ceva, a fost cumva legată, da? Ea este fixată de tijă prin niște șuruburi cu hexagon, de aceea mi-am adus. Și pe această parte, da, a fost legată această husă, da, de piele de nucă. Și atunci, prin mișcări de stânga-dreapta, tragem în sus. Bun, este scoasă. Am să păstrez aceasta, să rămână așa, practic, nu o dau jos. Și va veni aceasta, da, instalată aici. Am introdus-o și odată ce strângem acest colier, ar trebui să nu mai poată să miște stânga-dreapta. Hai să vedem. Pentru asta avem nevoie de un clește, da, care așa. Și acum ce rămâne de făcut este aranjarea ei, da, și cuplarea acestui manșon. Iată că față de acest crom, parcă mai bine merge acest tip. Da? Și aici piciorușele astea le vom împinge. Așa, pentru a sta plicată acolo. Bun. Și acum am reușit, în final, să termin partea și cu nuca. Am mai multe elemente de alb care mi se pare că deja merg mult mai bine, doar că și acestea vor trebui refăcute cu colant. Și ce am uitat, deja a trecut mai bine de un an de când am instalat volanul, așa se păstrează el, încă este în condiție bună. Nu am probleme, are un grip foarte fain, nu l-aș da înapoi pentru celălalt, pentru nimic în lume. Priza mâinii sus este foarte bună, se simte foarte, foarte mișto. Marele păcat este că nu pot să fac aceste funcții ale volanului, nici măcar lumina să funcționeze, decât dacă trag altă spiră, ceea ce este foarte greu și multă bătaie de cap. Și nu cred că merită efectiv acel timp. Așa arată noul interior de fere cu acest volan, cu această nucă pe albă și mai urmează 2-3 chestii albe făcute mai pe viitor. Dar, deocamdată, îmi place foarte mult cum arată și mă bucur pentru achizițiile lor, că în sfârșit am ceea ce mi-am dorit, adică niște embleme de fere pe dinăuntru. Mersi că te-ai uitat la video, nu uita să-mi dai un like. Dă și o abonare acolo ca să poți să crești și eu mai mare și să ne vedem cu altă modificare pentru această bestie.